Mamete au spus că va fi soare, o vreme perfectă pentru primăr cu atâruri, când au apărut țiganii. Îmi aduc aminte bine de această pădure, aici am vrut prima mea menoră. Acum îmi zâmbește cu un băț în cur, între timp mi-am schimbat orientarea. Acum îmi plac vacile. Și calului meu îi plac vacile. Și acestui cal, lui nu-i plac vacile. Fută-l Dumnezeu, aveam să cad. Țigani, la atac! Atacați trenul în pula mea! Trenul e făcut din fier! Fier! Creierul zboară și hoite explodează. Vând lepră la kilogram. Ghi! Mai ajunge în primul la lepră. Mai e un pula mea. Ce-i în pis de la mata? Dar la nevasta. Mă doare pula din cauza că... Ăsta e un țigan borât. Care se beșit în pula mea? Simt lepra, e aproape. Aia sunt oameni răi. Așa mi-a topit pula pe semnă. Țigan! Și acum mă doare cur. Ungurii mei, invadați! Ai o pulă și goasă! În gură n-ai simțit. Fulgeră. Și apare sânge. M-am mânecat cu pulă. Eu nu am pulă. Am eu. Prea mare. Dar cum s-a ajuns aici? El este Harold. Mama lui Harold l-a dat spre adopție la familia de maidanezi din partea de Lux. Orașul e nicăieri și peste tot. Mama lui Harold nu știa sigur cine e tatăl. Știa doar că tatăl este ori degetul de la mâna dreaptă, ori degetul de la mâna stângă. Harold a avut o copilărie frumoasă, măcinat de hernie și prin simplu fapt că avea un picior de lemn, oamenii îl strigau căcat pe băț. Fura lepră de la oameni și creștea în grădina din spate cancer. Aceasta este minunata poveste a lui Harold. Salut, sunt același Noob, sper că v-a plăcut și nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Mulțumesc!